Actorul care a jucat rolul lui Gunther în serialul Friends a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul. James Michael Tyler s-a stins ieri la locuința sa din Los Angeles, la 59 de ani. El a fost diagnosticat cu cancer de prostată acum 3 ani, în timpul unui control de rutină. Pentru că nu a fost depistată la timp, boala i s-a răspândit și la oase. De aceea, în ultimele luni ale vieții sale, a încercat să convingă bărbații să se testeze încă de la 40 de ani.